Zăpada nu este doar un motiv de nervi în trafic, este și motiv de distracție dacă aveți timp și dispoziție. Unii dintre noi, mai norocoși, le-au avut însă pe amândouă, iar destinațiile alese de ei au fost de vis și nu au fost în afara țării, ci aici, la noi. Anul 2018. Undeva, într-un sătuc uitat de lume, la poalele muntelui Vlădeasa din județul Cluj. Un sătuc numit Rogojel. O atmosferă de iarnă autentică și o mulțime de turiști. Turul de forță al Vlădesei este un concurs de alergare și schi până în vârful masivului, la altitudinea de 1836 de metri și retur, pe un traseu similar celor de tip skyrunning de peste 15 km. Greu sau ușor, nu a contat prea mult pentru participanți. Importantă a fost distracția. A fost, cred că, vreo 10 km, nu știu exact, o urcare mai lungă din sat, din satul Rogojel până pe creasta Vlădeasa și o coborâre până la cabană și apoi încă o urcare până în creastă. Traseul a fost ok, zăpada bună, diferență de nivel parcă a fost 1000 de metri în 9 km, ceea ce e ok, super. Zăpada foarte bună. Și oamenii, super. Mi-a plăcut. Cum a fost traseul? Un traseu ușurel, având în vedere că n-am avut o condiție fizică așa de bună, a fost perfect. Alții, care au vrut să încerce ceva nou, s-au ales cu febră musculară, dar nu se lasă și promit că revin. Pentru mine este cu primul concurs de skiturin. Am alergat anul trecut Vlădeasa la concurs de trail running. Și am vrut să încerc anul ăsta pe schi. Dar e foarte dificil, e foarte altfel. Dar cum descrie experiența? Deci te doare și unde nu crezi. În mâini, în picioare. Asta e experiență frumoasă. La Vlădeasa Winter Trail totul este altfel. Chiar și premiile. Fiecare participant primește o piatră pictată de copiii din clasele primare. Desenele lor ilustrează legătura cu muntele, cu satul în care locuiesc, Rogojel, cu sportul sau alergarea. Astfel, fiecare medalie este unică în felul ei. Cum unică a fost și distracția de la lacul Sfânta Ana din județul Harghita. Aici, toată lumea, cu mic, cu mare, a venit la Săniuș pe pârtia lungă de 2 km. A meritat, a fost ca în copilărie, super, super, super. Veniți, veniți aici să vă dați cu sania. Ce viteză ați prins? 30. Legală, legală. Cu viteză maximă, cât s-a putut. De altfel se vede că de la Seul am putea fi invidioși pe noi. S-a făcut și un trenul de sănii tras de un 4x4 și oamenii au dat năvală. Este! La revedere! Și ca distracția să fie completă, pe pârtie a apărut și un șoim dresat cu care doritorii au putut face poze. Cum era, Ilana? Hai, domnul! Păi dreptate aici? Deci, dacă ai timp și dispoziție și bani normal, distracția te așteaptă pe pârtii, la Sărbările Zăpezii.